Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, în anul 2023, activitatea de constatare a faptelor de natură economico-financiară desfășurată de polițiști s-a concretizat în peste 200 de infracțiuni, la acestea adăugându-se 23 de infracțiuni constatate în dosare penale ce au fost declinate de către formațiunile de profil în baza materiei sau după calitatea persoanelor. Anul trecut, activitatea de sesizare a infracțiunilor economico-financiare a înregistrat o scădere de 6,25% la nivelul județului Buzău. Ceea ce privește evaziunea fiscală, s-au finalizat cercetările prin trimitere în judecată în 29 de dosare, prejudiciul recuperat fiind de peste 6.500.000 lei. Adăugându-se în ceea ce privește celelalte dosare soluționate, recuperarea prejudiciului în valoare de peste 18 milioane lei. De altfel, în permanență, recuperarea prejudiciului a fost și va rămâne una dintre direcțiile noastre de acțiune. O componentă a activității polițiștilor în anul 2023 a vizat fondul forestier. Polițiștii inspectoratului au desfășurat peste 330 de acțiuni și controle pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice și a faptelor ilegale asociate din tăierea arborilor, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialelor lemnoase. S-au aplicat în acest context peste 220 de sancțiuni și au fost constatate 106 infracțiuni la regimul silvic, reprezentând fapte penale privind ilegale și detăieri ilegale și furturi de arbori, la care se adaugă alte 10 infracțiuni în domeniul exploatării și industrializării materialului lemnos, conexe unor infracțiuni de natură economico-financiară. De asemenea, în 2023, polițiștii au documentat activitatea infracțională și au propus trimiterea în judecată a 4 persoane cercetate pentru infracțiuni silvice. În domeniul pescuitului și acvaculturii au fost efectuate 7 controle, fiind constatate 2 infracțiuni la ordonanța privind pescuitul și acvacultura.